Știați că noțiunea de clasic are mai multe înțelesuri? Clasic provine din limba latină, de la termenul classicus, ce desemna pe cetățenii aparținând primei clase sociale. Clasic poate fi un autor ce aparține perioadei clasicism, ce urmează imediat după perioada barocului. Însă tot clasic poate fi numit un creator ce reprezintă un model pentru posteritate, indiferent de epoca de care acesta aparține. Chopin, de exemplu, poate fi considerat un clasic al nocturnei. Strauss, un clasic al valsului. Bach poate fi considerat un clasic prin lucrările sale. Deși în creația acestor compozitori nu regăsim trăsături stilistice clasice și nici nu aparțin epocii clasice. Astăzi vorbim despre clasicismul muzical, perioadă cuprinsă între anii 1750 și 1827, marcată de moartea marilor compozitori Johann Sebastian Bach și Ludwig van Beethoven. Clasicism înseamnă, în primul rând, ordine și echilibru, simplitate și naturalețe, spre deosebire de barocul muzical definit de contrast și o puternică ornamentare. Muzica în această perioadă este extrem de melodioasă, linia melodică putând fi reținută cu mare ușurință. Perioada mai este cunoscută și sub numele de clasicismul vienez, datorită reprezentanților acestei epoci ce și-au desfășurat activitatea creatoare la Viena. Clasicismul îi aduce împreună poate pe cei mai mari compozitori ai lumii: Wolfgang Amadeus Mozart și Ludwig van Beethoven. Născut la Salzburg, Austria, tatăl său i-a fost primul profesor de muzică. Mozart a compus prima sa lucrare la vârsta de 5 ani, adică la vârsta de grădiniță. Dându-și seama de talentul pe care micuțul Mozart îl demonstra, tatăl său a luat decizia de a-l face cunoscut în întreaga Europa. Astfel, micul Wolfgang întreprinde o serie de turnee concertând alături de sora sa. Avea o memorie remarcabilă. Putea asculta o singură dată o lucrare muzicală, apoi reușea să transcrie din memorie fiecare notă muzicală cântată de fiecare instrument în parte. Una dintre celebrele sale lucrări este Eine kleine Nachtmusik, ce se traduce prin Mica serenadă nocturnă. A murit la doar 35 de ani, în timp ce compunea celebrul Requiem, lucrare muzicală funerară, rămasă neterminată, însă continuată după moartea compozitorului de un elev al acestuia. În anul 1770, pe când Mozart avea 14 ani, se naște în Germania cel ce va fi supranumit Titanul din Bonn, Ludwig van Beethoven. Este autorul renumitei Führerlise, a Sonatei Lunii, dar și a imnului Europei, Sinfonia numărul 9, Odă Bucuriei. Pianist, compozitor și dirijor, la 27 de ani începe să-și piardă auzul, devenind complet surd. Acest lucru i-a afectat cariera de pianist, de dirijor, însă nu și de compozitor, acesta continuând să compună, surd fiind, pentru încă 30 de ani. Istoria spune că în anul 1787, cei doi compozitori s-ar fi întâlnit la Viena, motivul fiind că Beethoven își dorea să studieze compoziție cu Mozart.
Moartea mamei lui Beethoven l-a împiedicat însă să rămână în Viena, fiind nevoit să se întoarcă în orașul natal. Prin profunzimea muzicii sale, Beethoven este cel care face trecerea spre curentul numit romantism, dominat de trăirea umană.